Nimic nu se compară cu cafeaua de dimineață. Salut, sunt Andrei de la Vapează Liniștit și astăzi ne vom uita la Nautilus X. Așa cum spuneam, astăzi ne vom uita la Nautilus X. Este un atomizor dedicat celor care vapează metele, pentru că are un airflow foarte restrictiv. O să vedem asta la plusuri și minusuri. Vine cu acea rezistență UTEC, mai vine acest atomizor cu top airflow, avem top fill, este și compact, este leak-proof și ține 2 ml de lichid. Haideți să vedem pe close-up mai de aproape despre ce e vorba, după care ne întoarcem, vapăm și vedem plusuri și minusuri. Bun, el vine în acest ambalaj plastificat. După cum putem observa, avem aici un X, iar în centru avem chiar atomizorul în sine. Scrie Nautilus X aici sus și mai avem aici, scrie top fill, e compact, leak proof, top airflow, 2 ml și UTEC. Hai să vedem, aici avem Aspire, producătorul, Aspire, Nautilus X, Aspire. Iar pe spate avem o descriere a atomizorului și cu ce vine în pachet. Haideți să deschidem și să vedem cu ochii noștri. Se desface așa și avem aici atomizorul. Da. Mai avem aici încă un tub de sticlă în caz de îl spargem pe acesta. Să avem de schimb. Aici mai vine cu o rezistență. Eu deja am folosit-o, el vine inițial cu două rezistențe de 1.5 ohmi, rezistențele cele noi UTEC, o să vă arăt și rezistența cum arată. Și cam atâta, cu atâta vine în pachet, acesta este atomizorul, cam așa arată el, are o înălțime de 45 de mm cu tocul muștiuc, avem un diametru de 22 mm și o capacitate de 2 ml lichid. Avem un reglaj al fluxului de aer performant. Avem acolo o găurică, iar rotind noi vom deschide sau închide airflow-ul. Da, acum e deschis. Acum e închis. Da. Cam așa merge airflow-ul. Da, aceasta este rezistența UTEC de 1.5. Cam așa arată ea. E deja folosită, am folosit-o, am testat-o. Merge foarte bine. Da, designul este gândit împotriva scurgerilor, este de tip cupă. Încărcarea se face pe partea superioară, adică este top fill, ceea ce este foarte, foarte bine. Da, la aceste rezistențe se recomandă un wattaj de la 14 la 22 de W. Este un atomizor special pentru mouth to lung, metele, cei care vapează ca și cum ar fuma o țigară. Cam ăsta este, aici sus avem un muștiuc care nu se poate schimba, puteți da această bucată de plastic jos, dar după cum puteți vedea nu vă puteți pune propriul muștiuc, va trebui să îl folosiți pe acesta. Ca să-i punem lichid, vom da jos această parte, luăm lichidul, da, eu o să-l umplu cu pina colada de la LiquaQ, da, cred că este singurul lichid LiquaQ pe care îl mai am, înainte să se schimbe gama și să apară Liqua Elements, da. Așa că să mă bucur un pic de el și începem și îl umplem pe lateral, da? Îl umpleți frumos. Cam asta este, haideți să mergem sus, să-l punem pe un mod și să vapăm din el. Am revenit de pe close-up, hai să pun și eu pe un mod. O să pun pe Pico 25. Îmi citește la 1.57 rezistența, i-am dat 19 W, hai să vedem cum vapează.
Haideți să trecem la plusuri și minusuri. Primul plus este faptul că are top fill. Adică umplerea cu lichid se face pe partea superioară. Pur și simplu desfaceți partea de sus, umpleți cu lichid și ați înfiletat-o la loc. Și sunteți gata. Un al doilea plus este faptul că aveți posibilitatea să-i faceți upgrade, adică de la 2 ml de lichid să treceți la un tub de sticlă de 4 ml de lichid, ceea ce e foarte tare. Un al treilea plus este faptul că are airflow-ul destul de restrictiv, ceea ce îl face perfect pentru MTL. Un al patrulea plus este faptul că are leak-proof, deci nu curge, ceea ce îmi place foarte tare. Eu ce urăsc cel mai mult la atomizoare este oricând curge, oricând dă feedback. Un al cincelea plus este un plus subiectiv și anume designul. Mie îmi place designul, arată destul de bine, chiar și pe acest mod arată perfect, parcă a fost făcut unul pentru celălalt. Haideți să trecem la minusuri acum. Primul minus este faptul că muștiucul nu se poate schimba, deci va trebui să-l folosiți pe cel cu care vine. Ceea ce pentru unii poate fi rău, pentru alții ar fi ok, na. Pentru mine nu e așa o mare problemă, merge bine și cu muștiucul ăsta. Un al doilea minus este faptul că aroma nu este destul de grozavă, cum era pe Nautilus Mini, nu se simte atât de bine aroma. Un al treilea minus este faptul că uneori rezistența se încinge și ea ca orice altă rezistență, dacă vă apesi continuu și în anumite situații îți poate da un pic de speedback. Da. Mi s-a întâmplat chestia asta, m-a deranjat un pic, dar ne-am împăcat noi până la urmă. Una peste alta, acest atomizor l-aș recomanda celor care vor să treacă la un dispozitiv MTL din două bucăți, adică atomizor și mod, care deja au vapat pe un Joytech IO sau QIO sau orice alt vape pen. Dacă căutați ceva să semene cu o țigară și vă plac și aromele de tabac, eu zic că asta este varianta potrivită. Cam asta a fost recenzia lui Nautilus X. Eu am fost Andrei, tu te-ai uitat la Vapează Liniștit. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi pentru mai multe recenzii și ne vedem data viitoare.